Iubitorii de folclor prezențieri la evenimentul organizat de 1 iunie s-au bucurat de un adevărat spectacol de muzică și recitare de poezii. Satul românesc a fost redat cu ajutorul expozițiilor de artă tradițională care au încântat privirile celor prezenți. Cu cântec și voie bună, micuții de la ansamblul Cetiniță au creat și menținut un adevărat spectacol care a încântat privirile tuturor spectatorilor. Creații artistice, meșteșuguri, dar mai ales manechine îmbrăcate în costume populare specifice județului Mehedinți au încântat privirea publicului. Nerăbdători de a se întoarce în timp în sânul spiritualității folclorului mehedințean, iubitorii de artă și frumos s-au strâns într-un număr mare la marea petrecere organizată pentru 1 iunie. La inițiativa primăriei și a Consiliului Local, iată că ne-am dat mâna, toate instituțiile de cultură, și aici mă refer la Palatul Culturii Tudor Costescu, Palatul Copiilor, Direcția Județeană de Tineret și Sport, Clubul Sportiv Drobeta de Șah. Iată că am dat toți mâna să sărbătorim împreună astăzi exact Ziua Internațională a Copilului, dar și pe noi, că și noi suntem copii la rândul nostru. 1 iunie reprezintă cel mai bun prilej pentru a sărbători copiii, dar și copilăria. Cu ocazia acestei zile dedicate celor mici, aceștia au putut să se bucure de tot felul de activități, chiar și la sala mehedințeană, unde au avut parte de un spectacol de muzică populară, dar și multe altele.